E rău. Nu știu, face ceva pe rău. Nu stă bine. Are umor de când se cântă. Păi fiindcă stau aici, eu trebuie să vin la urgență. Păi cât să aștept, doamnă, mi-a sărit buricul la deget. Pune ceva. Cine mă pria? Care-i problema? Păi stăm așa. Păi ascultați aici, păi, dar, tot trimitea cu la alt spital. Doamna doctor, dar este dumneavoastră... Este totdeauna, trebuie să așteptați și eu când mă duc, aștept, monopile, sunt medic, da? Jucați jocuri pe telefon să eu... Așteptați că nimeni nu este... Nu, păi tot aștept de o jumătate de oră, dar nimeni nu spune nimic. Dar poți să ore. Eu am plecat la 7 și am intrat la 4 dimineața. Dar nu mă interesează, doamne, de treburile astea. Atunci te interesează. De ce mă interesează? Dar sunteți așa ca să puteți să luați pacienții primirii. De ce ați venit? De ce ați venit? Care la rând? Păi doamna asta de o oră e. Și nimeni nu dă nicio importanță. Doamna, nu te vrea, eu nu știu, eu n-am văzut. Păi dacă stați acolo, jucați pe jocuri, doamna. N-am văzut-o pe doamna. Eu am văzut că jucați jocuri, nu. Doamna, 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 dacă dumneavoastră jucați pe jocuri, cum să știți cine îmi fac? Dar ești obraznică. Nu sunt obraznic, nu sunt obraznic. Eu am venit pentru ea, da? Noi trebuie să trimitem un bolnav care trebuie să plece la ea. Doamna doctor. După aia îi luăm pe tine care. Doamna doctor, acum ați ieșit ca să vorbesc pentru ea. Dar măcar știți cine e persoana? Spune cine e persoana pentru ea. Chiar asta nu știu cine e. Păi atunci cum vorbiți pentru ea dacă nu știți cine e persoana? Dar care e persoana? Dar nu pentru dânsa vorbim. Dar pentru cine, doamna? Eu am alte persoane care vorbesc. Care i s-a intoxicat. Care poate moară. Dar tu poți să moi? Dar eu ce fac? Doamna doctor, ce rămân? Ce fac cu degetele astea? Nu înseamnă, imediat o să-l chemăm pe domnul doctor Vasile, o să te bag. Păi când, doamna doctor? Că stau de o oră aici, păi, doamna doctor. Acum, până acum era jumătate de oră, numai o oră. Păi, doamna doctor, de o oră. Păi, cât, dacă suntem doi pacienți, cât durea? Păi vezi, păi atunci dacă spuneți de culoare... Și noi suntem salariați asigurați. Că am impresia că mă confund. Da, și noi. Nu, dacă vă confund eu... Da, cred că mă confund. Pentru ce plătim, doamna doctor? Pentru ce am plătit și dacă am venit la urgență. Dacă am venit la urgență. Deci nu mai e nimeni în primire. Mă întrebi măcar cum mă cheamă. De ce, doamna doctor? De ce plătim noi atâția bani la asigurare? La asigurări, de ce? Termină, vrei să chem poliția? Da, te chemați poliția, de eu te-am aici că jucați jocuri. Da, e joc, sigur că da. Păi... Ce se